Bună seara, dragii noștri! Dragii noștri, dragii noștri! Sunt convins că ne așteptați cu mare, cu mare răbdare. În această seară am adus în fața dumneavoastră o nestemată a cântecului popular românesc. Bună seara, Ileana Lăceanu! Bună seara, Belger! Bună seara, domnul Belger! Încântată să fiu în această seară. Facem cunoștință? Nu. Bucuroasă să fiu în această seară alături de tine. Să nu? Zici vorbe frumoase. Nu mă emoționa, că deja transpirai. Să zici vorbe frumoase. Să vedem. Depinde. Tu ești o solistă foarte, foarte îndrăgită de publicul, sincer, de tot publicul românesc. Și ești iubită și peste hotare, pentru că am primit mesaje pentru tine. Este invit la emisiune? Sincer. Păi sincer, chiar ieri am sunat o nuntă din Spania. Vezi? Da. Datorită în... Bine, datorită sunt român, dar... Dar vorbesc în spaniolă. Și tu în Spania cum o să cânti? În spaniolă sau în românești? Cânt în România. Da? Da. Doamne, un pic asta din urechi. De emoții. De emoții, am emoții. Cert este că tu ești cotată ca printre primii soliști din țară. Domnul Belger. Ai carismă, știi să transmiți tot ceea ce cânti, ajunge la sufletul omului. La modul sincer acum, nu te... Tu știi că noi suntem prieteni, eu spun niște lucruri adevărate acum. Eu nu-mi cunosc valoarea. Vai, nu se poate așa ceva, Ileana, nu Dar se știu poate. Știu că am un timbru unic printre gorjence da. Și un stil unic. Categoric. Și bine că mai ai dușmani, e normal, asta e toată lumea, toți avem dușmani și la rândul nostru poate unii dintre noi dușmani, ceea ce nu e bine, nu e corect. Pentru că avem loc toți pe acest pământ și putem trăi toți în liniște și pace. Din partea mea și a ta, cred. Dar din păcate... Toată lumea are loc. Categoric. Din păcate, mulți vor să iese în evidență prin răutăți și nu prin fapte bune. Nu fac parte din nicio gașcă. Cred că avem un telefon. Alo? Alo, bună seara, domnule Michel. Doamna Ileana, bună seara. Bună seara. Vreau și eu o dedicație cu doamna Ileana, că o iubesc foarte mult, cu cânte, cu firețai, n-ai de dușman. Și n-ai sfântul. Și eu o iubesc, și eu o iubesc, doamna. Nu mai zic mai nimic, că-i pot. Atenție la Dumnezeu. Da, da, domnul Berger. Nu, că noi îi dăm în glumă. În glumă, da. Și e în serios pe noi. Da, doamnă, să fie pentru dumneavoastră. Cine sunteți? Mioara Pârvulescu, din Vlădureni. Da, doamna Miola, pentru dumneavoastră. Cum de reușesc, doamnă, să intrați în direct? Păi, cum să nu reușesc când eu, când știu că vine ora să Pac. Intrați în casele noastre? Sunt aici. Extraordinar. Doamna Miola, dar... Da, domnule. Cam cu cât timp înainte de emisiune vă pregătiți, vă aranjați să vă puneți în pat cu telecomanda în mână? Venit cam târziu, că eu mai fac naveta seara pe drum. Da? Am un bătrân care trebuie să mergem să-i dăm să mănânce la 98 de ani. 98? Trebuie să mă duc și la el să vin acasă. Urmărește emisiunea mea cel de 98? Nu, că nu mai vede, domnul Berger, nu mai vede. Nu vede. Dar nu... De auzit, aude? Foarte puțin. Ia să-l întrebați, ce a consumat de ajuns până la 98 de ani? El mănâncă și acum masă la oră fixă. Vai de mine! La oră fixă? Da. Deci asta să fie secretul longevității, doamnă? Da. Uite, seara el acum mănâncă, îi pusem în masa, dar mănâncă la ora 9. Și a spus la al bătrân, mă duc să văd emisiunea lui Belger. Nu îi spun că trebuie să țip, că nu mă aude și îmi fac nervi. Aparate auditive. La vârsta asta, lasă-mă că nu mai aud eu cu soțul meu, dar... Bine, doamnă scumpă. Da, vă mulțumesc să fie pentru familia mea, pentru copiii mei, nurori și toți vecinii de aici, consătenii mei. Să dea Dumnezeu, așa vă vreau. Da, doamna, doamna Ileana, să-mi cântați cântecul ăsta, fire stai, ai de dușmani. Îl cânt, doamnă, pentru așa dumneavoastră. Așa, vă mulțumesc frumos, doamna Ileana. Să trăiți. O seară bună. Să rămâile. Uite,
o doamnă care dedicație, face dedicație pentru vecini, înseamnă că trăiește în pace și liniște cu... Pentru vecinile de te cânte cu... pentru vecini. pentru... S-a pus-o bine cu ei. Da. da. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Cristina de la Păruia, Cismana. Da. Și avea și o melodie pentru soțul meu, Nicolae. Da. Pentru copiii mei. Da, doamnă. Are și Adrian. Pentru părinții mei. Da. Sora mea, Alina, de la Copăcioasa. Frații mei de la Dăbuței. Da. Cumnatele mele. Da. Pentru dumneavoastră. Deja am primit-o cu drag. Deja fac pentru toți acum. Dau pentru vecini, că sunt și eu care dau pentru vecini. pentru vecinii mei. Și pentru costeni, pentru, pentru strada. Nu dau decât pentru vecini și tot la fel. Aș vrea o melodie tot cu dușmani. Strada Gugu, strada Gugu, doamnă. Nu, vreau o melodie așa, nu mai strada Gugu. Lângă cimitir. Păi n-auzi că vrea melodia cu dușmani. Cu dușmanii. Da, dacă ar fi melodia aceea, în grădină la dușmani. Da, în grădină la dușmani? Da. Să aruncați cu bolovani. În grădină la vecini. Nu, nu, că vecinii i-am bun. Bine, doamnă, nu știu, se întâmplă ceva pe fir. Bârie. Că sunt aproape de televizor. Exact, dați-vă mai în grădină, mai încolo. Păi... Da. Bine, doamnă. Bine, la revedere. Sărumile, sărumile. Deci cântecul cu dușmanii. Băieți, dacă aveți cântecul cu dușmanii, să mai luăm un telefon. Păi nu-l cântăm acum, îl cântăm mai târziu. Mai târziu îl facem. Păi, dar mai cere lumea. La început am două piese noi. Ai două piese noi? Da. Bă, Ileana, nu se poate. Câte CD-uri ai tu, dragă? 8. 8? Vorbești la microfon. Se aude, se aude. 8 CD-uri. Da. Cu cine lucrezi tu cel mai... Cu cine vreau. Lucrez cu majoritatea. Și cu cine vrei tu? Păi uite, astea ultimele 3 piese, 4, 1 este în lucru, le-am lucrat la Sinel. Da. Și îmi place foarte mult cum lucrează. De Sinel? Este colegul nostru, nu? Alo? Vorbi prostii. Alo? Da, vă rog. Să trăiască domnul Berger. Nenicu Fota, fac pare. Să rămână doamna Iana. Bună seara. Doamne. Nenicu Fota vă deranjează. Nenicu, trăiți, de ce urechi am, Nenicu. Cum de reușiți de intrați așa de repede, frații mei? Cum să nu pot eu să intru domnul Berger la dumneavoastră în misiune? Nenicu, ce se întâmplă cu soția ma ta? Mereu râde în spatele ma tale. Ce se întâmplă? Nu mai râde acum, că nu, n-are ce să râde. N-am mâncat lapte covăsit. Ce că să face să râde, că nu râde acum. Nenicule, trebuie să fiu om serios. Când dor, da. 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 Cum stai cu sănătatea, Nenicule? Cum stau cu? Sănătate. Sănătate. Domn Berge, binișor, nu bine, bine, dar... Asta contează cel mai mult. Restul, absolut nimic nu mai contează. Nici partea materială, nici nimic. Pe doar 10, sănătate. Domn Berger, pe 10 am făcut 7 lări de primăveri. Să-ți dea Dumnezeu 100. La 100 să ne întâlnim amândoi, să sărbătorim aici. Sunteți deodată cu mama mea. Și de ce? O să bine pe acolo la noastră. Să împreunăm, să vă împreunăm. Mama da, mea. Da. Da. Doamnă, cu... Are soție. Păi stai, lasă acasă. Așa. La doamna Iana. Da, domnule. Toate melodiile din seara asta, da, să fie pentru familia mea, da, pentru prieteni, pentru toți consătenii mei din Dănciulești, da, și pentru toți ce se uită la TRT. Toată lumea se uită, aproape 4 inși. Eu vă domnul Berger. Domnul Fota. Eu vă dedic un cântec personal pentru dumneavoastră, zic mândrele că-s bătrân. Aoleu, ăsta e cel mai bun. Și, Nanicule, zic da, mândrele că-s bătrân, eu cu pensia le țin. Nu, asta nu știu, domnule, nu știu ele că-s muieri când e omul în doi peri. Atunci îi vând de muieri. Și eu am doi peri? Păi da, și alb și negru, nu?
Asta înseamnă că sunt în doi peri? Da. Și oare de ce sunt așa molatec? Luași bătaie astăzi de aia. Tu dai din casă. Ileanu, ce se întâmplă cu tine? Să știți că dacă este așa de serios și cu minte astăzi, nu bătaie, domnul realizator. Ileanu, în sar... Ileanu, a venit o palmă în seara asta, da. În sar căștile din urechi. Nu, nu îl bag, nu. Să trăiți o seară bună. Să trăiți. Stimă, Nealicule. Ileanu, lasă-mă să fac emisiunea, că rog, e super. Dar și dacă... Este... Recunoști. Este o emisiune educativă și trebuie să, într-adevăr, să fim oameni serioși. Educativă la ora asta? Păi da? E, na, educativă la 1, 2 ziua, nu noaptea. Nu noaptea? Nu. Păi dacă, cu părul, dacă cu și copii, să punem bulina pe ecran. Dacă și copiii stau la ora asta, se uită la emisiune, înseamnă că e ok. Nu suntem chiar așa indecenți. Alo? 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 Vă salut, domnul Berger. Și eu vă salut pe dumneavoastră. Sunt și eu un amăr de miner de la CEO Oltenia și aș vrea să recânte doamna Lăceanu pentru mineri un cântec. Putem în pauza publicitară să-l băgăm? Știe dumneavoastră ei. Eu lucrez la motru mină, mândra mea, băi. De mult ies. Altul nou, dragă. Da? Păi vedeți. De-aia faceți facultatea la Ulim. Îl cunoști pe domnul Irinel? Nu-l cunosc, dar tatăl meu a fost șofer căra minerii la Albeni. Da? Da. Deci a lucrat în... Da, ducea și ne duceam și noi când erau bâlciuri ale minerilor care se țineau. Doamne, știi, ziua minerilor. Da, ziua minerilor, vezi? Deci, domnul Berger. Da, vă rog. Și pentru domnul Morega, cel mai mare doctor din județul Gorj. Este adevărat. Bine, domnul Dan Ilie Morega, un om de mare valoare. Da, bine să trăiți. Să-i dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră la fel. Haideți să ascultăm o melodie interpretată de doamna... Două melodii interpretate de doamna Ileana Lăceanu, dar hai să luăm și telefonul ăsta. Haideți să luăm și... Da? Spune-i sunetistului mine să-și caute de lucru. Deci, hai să ascultăm cele două melodii. Tirai tu să fii mărine. Tirai tu să fii mărine cu năravul după tine. Tirai tu să fii mărine cu năravul după tine. Păcătos, iubești tot ce e frumos, că ai nărav, păcătos, iubești tot ce e frumos. Le minți și le iubiși, până pe mine mă găsești, mă. Le minți și le iubiși, până pe mine mă găsești, mă. Dar când ajunsești la mine, niciuna nu-ți mai convine. Dar când ajunsești la mine, niciuna nu-ți mai convine. Acum știi ca să trăiești, una bună să iubești, mă. Acum știi ca să trăiești, una bună să iubești, mă. Trăiești pe picior mare, s-a luat lumea de mirare. Că trăiești pe picior mare, s-a luat lumea de mirare. Dar
și eu nei cămărine, am un drag mare de tine. Da și eu nei cămărine, am un drag mare de tine. Chiar de le-a iubit pe toate, le-ai dat mărine la spate. Dintre toate mărine, tu mă iubești doar pe mine. Chiar de le-a iubit pe toate, le-ai dat mărine la spate. Că dintre toate mărine, tu mă iubești doar pe mine. Și iar verde flori de pân, zic mândrele că-s bătrân. Nu știu ele că-s muieri, când e omul îndoipet. Când e omul îndoipet, atunci e bun de muieri. Și iar verde mărgărit, părurile de ceai albit. Și iar verde mărgărit, părurile de ceai albit. De iubitude de mult, că prea mult am lăcomit. De iubitude de mult, că prea mult am lăcomit. De muncit munce și iarna, de iubit e bine vara. De muncit munce și iarna, de iubit e bine vara. De muncit oi tot munci, dar cu mândra noi mai fi. De muncit oi tot munci, dar cu mândra noi mai fi. Se miră lumea de mine, ce-am făcut de trăiesc bine. Să miră lumea de mine, ce-am făcut de trăiesc bine. Cum, Doamne, să nu trăiesc, când mândrele mă iubesc. Pe toate le dobândesc și de dușmani mă feresc. Cum, Doamne, să nu trăiesc, când mândrele mă iubesc. Toate mi le dobândesc și de dușmani mă feresc. Deci, ați văzut și dumneavoastră, dragii mei, ce voce minunată are Ileana. Ileana, hai să vorbim puțin despre folclor. Oh. În general, te rog. Pentru că tu ești un mesager. Așa. Tu ai preluat de la cei dinaintea noastră melodii populare, cules melodii pe care trebuie să le... Da, da, și preluat. Din... Nu? Nu. Poate pe primul CD-ul la începuturile mele și după aceea văzând că sunt așa de talentată... Vorbești la microfon că ești talentată, știu că ești talentată, dar... Pe la începuturile mele, la primul CD-ul, am mai preluat din melodiile Lucreției Ciobanu, dar pe parcurs, dându-mi seama că sunt talentată la... La, măi, creație, da? La creație, mi le cam fac singură. Da, și culmea că și prind. Și prind, da, la public. Păi, da. Alo. Fac și eu pe sufletul meu. Alo. Exact. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Sunt Bombonica de la Peșteana Gorj. Bombo ce? Bombonica de la Peșteana Gorj. Vă iubesc foarte mult. Am mai dat acum 2-3 săptămâni. Da. O iubesc pe doamna Ileana. Ah, pe Ileana! Cum cântă mult. Mulțumesc. Și pe dumneavoastră. Acum mai târziu. Doamna Ileana, Dăceanu, vă rog frumos, dați-mi o melodie cu oile ceva. Să vă dau o melodie?
că doamna Lăceanu este panovaci. A, cu oile vreți? Da, cu oile. Vă rog mult, vă iubesc. Bă, ce domnul Belchel, care bustată. Bă, ele de la Alimpești. Am dedicat și pentru familia mea Dogaru. Da. Pentru familia mea Zis Ciuculete. Da. Pentru băiatul meu Vali, care este în Italia. Da. Îi urez sănătate multă și să vină sănătos. Să dea Dumnezeu, doamnă. Și pentru dumneavoastră, că vă iubesc încă o dată. Mulțumim. Pe care? Și pentru familia Râpan. Pentru familia Râpanelu de la Părcăști. Da. Da. Vă iubesc, doamna Ileana, vă iubesc mult de tot. Avem niște câte ce nemaipomenite. Doamnă! Da. Să vă spun și eu ceva, să nu înțeleagă nimeni. I love you. Da. Numai dumneavoastră ați înțeles ce am zis. Zi, te quiero, da, mucho. Nu știe. Doamnă! Ce-am trupeu. Doamnă, te quiero mucho. Da, una e de la Corci. Mă iubesc mult. Că vorbim prin străin. Te quiero, doamna Ileana. Te quiero mucho, doamnă. Da, și pentru pe dumneavoastră ca de mustața. Da, vorbă, cam am albit. Deci, doamnă, te quiero mucho. Nu s-a șema de la mine, vezi? O fi vreo jurătură, nu știu, Ileana a spus-o. Da, pe doamna Ileana o iubesc foarte mult. Și de dumneavoastră, v-a spus să-i cu mustața. Mustața fana corbului. Cu mustața mincinoasă m-ai făcut să plec de acasă. Doamnă, dumneavoastră plânge sau râdeți? Da. Doamna Ileana, să dea o melodie cea mai frumoasă, de un cântec cel mai frumos. Avem, doamnă, pentru toate felurile. Sunteți foarte emoționată, doamnă. Da, vă mulțumesc, o seară minunată. Să rămâinile, te quiero mucho. Da, în limba italiană. Spaniola. Nu, în engleză, doamnă, ce e? Comanda pentru... Comanda pentru limba franceză. Je m'appelle... Je m'appelle Belger. Atunci să întreb și eu, că activ i-ați avut. Parlez-vous français? Te iubesc. S-o carez, doamnă. S-o carez. Mă iubesc. Și pe doamna Ileana, pe dumneavoastră. Vă pupăm. Bine, vă pupăm, doamnă. Și din regie, noapte bună. Eu știu, doamna, de regie. Da, pe toți din regie vă iubesc. Noapte bună. Să rămâine, sunt nesurați. Păi nici tu nu ești așa să-și... Păi cine mă mai Ileana? Păi să-l dau de gol pe domnul Belger, că ieri mi-a spus că vine împețit la mine și că mi-aduce o curcă. Mi-ai zis că mai mi-aduce... Și un cocoș jumulit. Și un cocoș jumulit, da. Zgârcitul. Alo. Curcă, măcar să fi fost curcan. Alo, bună seara. Bună seara. La Rosia de Amaradia. Constantinescu mă numesc. Da, Lili Constantinescu. Deci am început să îi văd pe... Da, măi, Lili. Bună seara dumneavoastră și doamna Ileana Răceanu, că este o scumpă. Bună seara. E scumpă. Sunt un fan anul dânsa cu cântecele, mai ales cu cântecul cu vinerii. Ce 24 de carate? Mai mult. Vreau să fac și o dedicație, primul pentru dumneavoastră. Da. Pentru soțul meu, Florin. Da. Pentru băieții mei. Da. Toți cei care se uită la Tele3. Toți, aproape 4-5. Pentru părinții mei, familia Dediu. Da. Pentru toți cei care pleacă în Germania. Care sunt pe drum acum. Da, pleacă dimineață. Ia-o-s. Pentru toți cei care mă cunosc. Pentru domnul primar. Da. Și pentru toate neamurile mele. Bine. Și vreau să-mi dați cu sârba minerilor, cu doamna Ileana. Gata, trebuie să-l băgăm acum. Sârba minerilor? Da. Da, da, da. Drăguță. Pentru toți minerii. E foarte probabil să... Va fi, îți... facem tot posibilul. Să faceți în continuare misiuni frumoase. Da. Unii vă vorbesc de bine, unii de rău. Păi eu nu știu. Știe și el. Deci să vorbește despre dumneavoastră peste tot. Păi dacă nu se vorbește de rău și de bine și de rău, înseamnă că nu existăm.
Nu, dar dumneavoastră trebuie să fiți tot așa curajos cum sunteți. Dârz. Da. Bine, drăguță. Neamul nostru, domnul Felger. Neamul nostru. Da. O seară plăcută în continuare. Să fiți sănătoși. Și dumneavoastră, la fel și invitata dumneavoastră. E sănătoasă tu, eu te râde mereu. La revedere. Să rămână. Așa e, Renuș. Da. Deci. Cert este că nu trebuie să uităm tradițiile, portul popular. Da, noi trebuie să le ducem, nu avem cum. Trebuie să le ducem mai departe și să le predăm urmașilor noștri. Așa e frumos. Da, domnul Berger. Sincer. Cunosc. Deci asta trebuie să faci și tu și ai făcut și faci în continuare lucrurile astea. Domnul Berger, eu sunt solist profesionist de 25-26 de ani. Ia mă de gât. Ascultă că-s mai bătrân ca tine și îți dau niște povețe înțelepte. Băi, având în vedere că am fost la cofetărie, am... La 18 ani, așa este, am fost cu Ileana la cofetărie. Da, mai jumurit de bani, mi-aduc aminte, mi-a luat un leu. Un leu atunci mai costat. Un leu? Da. Am plătit, am jumulit? Am mâncat o... Erai șofer pe... Inginer pe dubă de pâine. Vezi că știu. Ce nebă, eu căram pâine la... N-ai fost atât de, cum să spun, convingător? După prăjitura aia atunci, trebuia să... Ei, atunci era cu praf de răgace, cu ăsta, că spuneam eu, eram tare acum, da, de? Da, crezi? Acum stăteam acasă, tu te telecomanda în mână și tu veneai cu banul. Poftim, Leo. Vezi că știi. Capul, băi! Alo? Bună seara, să rămână la Toniță. Tonița. Tonița, a dispărut Tonița. Din D. Rădulescu. BD în acțiune. Da, vă rog. Avea și eu o melodie cu... cu oile, cu păstoritul, e și fluierul e inclus în melodie. Dar cu cine avem onoarea, noi, personal? Alo, m-auziți? Vă aud! De la Cocoreni. Cocoreni? Cum vă numiți? Da, de Gorj, Codreanu. Da, așa, domn Codreanu. O melodie cu doamna Lăceanu, cu urcatul oilor, să fie inclusă melodie și fluierul. Dar să veniți la urcatul oilor la munte acum în aprilie, mai, în mai. Știu, domnule, știu. E și concurs de măgari. Nu, la noi. E la Baia de Fier. La Olt, în Taylorman, pe acolo am văzut măgarii legați la poartă. Ba, e și aici la noi. Se aleargă cu măgarul, deci cine ajunge primul la... Putina cu brânză, nu știu cum e. Nu știu. Obiceiul. De o să-l sun pe Costica lui Dodică din Baia de Fier, că ăsta e șeful ciobanilor și o să vă spun la emisiunea viitoare cum se procedează cu concursul de măgari. Da, domnule. Da. Avem domnul Codreanu, avem și două melodii ciobănești, vor fi pentru dumneavoastră. Da, domnule, vă mulțumesc. S-a cam dispărut, doamne, dealurile au rămas goale. Păi dacă și-au luat tiruri. Răbdare că se vor rupe din nou dealurile. Au vândut oile și au luat tiruri. Sunt convins că va veni timpul când vom da iar chiot pe dealuri. Generația noastră nu. Ba da, o să vedeți că da. Nu, n-o să mai fie. Atâta timp cât va fi laptop, calculatoare și de astea salut. N-o să mai băbați, plătească curentul, aveți răbdare. De ce? Că acum ciobanii își vând oile pe internet? Știi câți ciobani mi-au cerut prietenia? Mulți! Cum să-și ceară prietenia? Foarte bine pe Facebook. Pe Facebook, da. Virtual. Da? Ia să dai și mie câteva nume de ciobani. Na. Doamne, Ileano. Vrea să se mărite pe Facebook cu ciobani. Bine, domnule dragă. O seară plăcută. Română, o seară bună. La revedere. Sănătate. Deci, vorbiți de măgar. Și eu nu glumi, eu spus adevărul. De când sunt la Doina Oltului, am văzut și chiar i-am întrebat în spectacole de ce își leagă măgarul la poartă. Deci, la fiecare și poartă. Și ce răspuns ai primit? Ca să pască iarba. Altul ca să nu facă mizerie în curte. De fiecare are câte un răspuns. Fiecare comună, fiecare sat cu obiceiurile lui. Da, și ciobanii ăștia din Olt, din partea asta, Olt, Taylorman, ei iau capre și măgari. O clipă că avem un telefon cu taci. Alo? Să trăiți, domnul Berger. Și dumneavoastră.
Un muncitor de care lucrează la ESEA, dumneavoastră vă deranjează. Ne-am întâlnit luni cu o cabină de mutare, a venit dumneavoastră și a spus ca să o mutăm în colțul celălalt. A, da, ne mutăm la studioul cel nou. Da, 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 unde vă mutăm la studioul cel nou. Domnule dragă, dacă terminați lucrarea până pe data de 20, vă fac dedicație, dacă nu, nu. Bă, numai așa, domne. Promiteți că terminați lucrarea? Domne, nu e după mine, sunt simplu muncitor, acum vedem cum decurg. Trebuie să ne mutăm în casă nouă. Nu-l credeți, da, da, în seara asta, nu-l credeți. Ce, Ileanu, nu mai... Nu-l credeți, în seara asta primiți dedicație. Da, da, vreau și eu o dedicație de la doamna Ileana Lăceanu pentru bunicul meu din Baia de Fier. Cum se intitulează? O melodie ciobănească. Vladul Petre. Cred că vă aude. El este, acum nu este la Baia de Fier, în Târgu Jiu, pentru Vladul Petre, pentru toată echipa de la, care lucrează la, la Tele 3 și pentru toți telespectatorii de la Tele 3. Aveți pentru emoții. Da, foarte mari. Păi de ce, domnule, că suntem oameni, suntem umani, suntem palpabili, de ce să avem emoții? E un dialog între noi oamenii. Da, domnule, așa este. Că nu ne vede nimeni, decât noi doi știm, atât. Da, nu ne vede nimeni, așa este. Dialog în grai gorjenesc. Da, fusei mădusei. Păi da. Regionalismul ăsta nu le folosim decât noi, olteni. Da, știu. Da, vă rog. Da, aceasta a fost dedicația. Cu mare drag. O seară minunată, dragul meu. Da, domnule, și vrea melodia... O ciobănească așa de la brasă, foarte mult. Bâroiță la poiană, du-ru-du-ru-du-ru-du-du. De la doamna Lăceanu. Da, sigur. Păi da. Eu ce sunt? Ești expirat. A, doamne. Ileanu, revinu-ți, Ileanu, ce-i cu tine? Ileanu, adică ce vezi tu expirat la mine? Siți? Ileanu, păi nu, tu spusă și înaintea emisiunii, vrei să spună cu ce-mi spusă și... Că nu mai merge. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Ce se întâmplă, Ileanu, cu tine? Tu vrei să-mi... Să... Te da afară? Iartă-o, Doamne, că suntem în postul Paștelui. Ce se întâmplă cu tine? Păi da, dar acum ce să facem? Emisiunea e de divertis. Deci cu tine nu trebuie să mai vorbesc, să nu mai glumească omul. Nu, că până la sfârșitul emisiunii spun ce spun. Ce... Păi de după eu știu de ce spusei că e expirat, că tot el se băită la începutul emisiunii. La revedere! La revedere, închidem emisiunea. Închidem emisiunea. Mergem la control. Da. Hai, mai cântăm și noi ceva. Mai avem un telefon. Alo? Da, bună seara, să trăiți. De la Baia de Fier. Și nu asta, iau. Băi, da, ce-o bani. Haide, băi, și băi, om, băi, să-i cât e sună și-o bani, băi. Păi de am auzit la dumneavoastră că aveți un concurs de rare măgari, de sunt măgarii care eu primul la măgăriță acolo. Cum că n-am înțeles? Deci... Nu, dumneavoastră a zis că eu la noi la Baia un concurs de măgari, nu știu cum, care... Da, este că se urcă oile la munte. De om nu știe. Sau la Novaci. Nu, la Baia de Fier, domnule, nu, nu. Novaci, Novaci, partea lui. Dar unde se ține concursul ăsta de măgari? Păi dumneavoastră a zis că se ține concursul ăla, la Lipești, nu știu unde se ține. Da, așa este. E, la Lipești e altfel, e alt, e cu schepsis acolo. E cu măgăriță, n-am zis. E cum te sui pe măgăriță și treci printr-un lac și dacă rămâi deasupra și măgarul în apă, înseamnă că ai câștigat concursul. Nu, e problema măgăriță, care ajunge primul la ea acolo. Da! A, păi nu, asta au aplicat-o șmecheria asta din Străbuni. Pune o măgăriță la vreo 500 de metri și toți călare pe măgari. Și măgarii normal, că aleargă la acea măgăriță, care ajunge primul câștigă. Da. Dar e problema că aleargă măgar pe măgar și mai multe probleme acolo. Deci nu te pune cu cei din zona pastorală. Cu ce vă ajută? Ce vreau să vă zic și eu. Multă sănătate dumneavoastră și doamna Ileana. Mulțumim. Mulțumim. Respect pentru toate treburile care le faceți aceea.
Și vrem și noi să ne faceți pentru noi, pentru la Baia de Fier, o dedicație, cum știți dumneavoastră. Stați pe lângă Dodică, pe lângă Costică, pe lângă Dodică? Nu, domnule, nu, nu avem noi treabă cu... Suntem prieteni cu Costică, cu Dodică, suntem... Păi ăsta, știu că am gustat... Pe lângă Justina, pe tia, pe lângă ălea. Aaa, pe partea alaltă, sus, acolo. Acolo, așa. Eu cer de doamnă. Nu, nu vreau să fac nicio... Pot să fac niște dedicații, așa, eu știu, de, uite, pentru prietenii mei, care chiar sunt la ei acasă, pentru Bocșan, Gheorghe, cineva... Bocșan! Sau că te nu mai zici de frate-sul de ăla, alte ăla. Trebuie zeștea. Așa? Suntem aici ai noștri. Bine. Să ne cânti până ne dai cu botoșei la soare, cum făceai câteodată. Cu botoșei la soare, da. Cu botoșei la soare, ăla. Să vă dea de sănătate, o seară minunată. Așa. Deci să revenim. Să revenim. Deci, Ileanu, crede-mă din suflet, e o emisiune serioasă, o emisiune la care se uită copii. Nu mai vorbi prost, draga mea. Dar nu vorbesc prost, eu vorbesc codificat. Da, da, vezi tu că copiii sunt isteți în ziua de azi. Da? Și aceasta este o emisiune educativă. Bine, domnule Belgher, promit până la sfârșitul emisiunii să mă fac minte. Alo? Alo? Da, vă rog? Să trăiți. Și dumneavoastră. Ce face domnul Belgher? Să trăiți? Face bine. Viitoarea mea soție. Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguț. O pup pe doamna Ileana. S-o pup eu? Nu tu, stai. Nu, nu, eu o pup pe doamna Ileana. Dar cu cine avem onoarea să discutăm? Un om simplu. E ok. Așa. Domnul Belgher, sunt domnul Nelu la Drăgueni. În spatele fiecărui domn există câte o doamnă. De la servici, poate ne mai știm. De la servici, auziți? Neluțule, ce e cu tine, Neluțule? Ți-a reparat mașina? Da. El, săracul, e un băiat extraordinar, e un deci suflet de om extraordinar. Mă uit la dumneavoastră și vă iubesc și vă stimez. Mulțumesc din suflet, dar se întâmplă lucruri ciudate, că mai sunt oameni care, băi frate, se duc la el și el e un om atât de serviabil și cu atât bun simț și unii profită de lucrul ăsta, știi? Neluțule, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate la toată familia ta și... Cu Dumnezeu înainte, că Dumnezeu te va ajuta. Deci vă mulțumesc, vă iubesc, vă stimez, te-s foarte dulci în seara asta și în toate emisiunile care le faceți asta. S-o pup pe Ileana din partea ta, Neluțu? Da, da, da. Ileanu? În direct, păi de rog frumos, cu direct. Forța. Nu cu forța. Nu, nu, nu. Doamna Ileana este o stăliște devotată. Nelule, o să venim într-o zi acolo la tine, la servici, să facem o cântare cu un grătărel acolo, cu... A? Vă aștept cu cel mai mare drag. Când s-o strica mașina. Vezi că mi-a mai sărit o roată acum într-o zi. Vă aștept, dar să nu vii fără doamna Ileana. Da, drăguțule. Simpatia mea și a familiei mele. Păi încă nu-l iau în căsătorie, că mi-aduce doar o curcă în pețât. Sper că soția ta nu-i lângă tine să avem probleme. Este lângă mine soția mea și vă vizităm cu drag. Bine, scumpul meu. Neluțule, ce să spun? Mi-ai făcut o surpriză extraordinar de plăcută. Îți mulțumesc din suflet. Vă iubesc, o seară plăcută și vreau și o melodie cu băiatul cu mustață. Ce știe doamna Ileana cel mai mult? Ăsta, când tu cu mustață. Cu mustață n-ai niciunul. N-am. Neluțule? Are mustață. Îmi dau mustața jos. Hai să cântăm amândoi, să-i facem plăcerea lui Neluțule. Ceva frumos din partea doamna Ileana. Cum? Tot ce știe doamna Ileana... Ce mai frumos din partea mea pentru tine, special. Vă pupăm. Mulțumesc. Tot ascultătorii a Tele3.
Mulțumesc, drăguțule. Hai, câte și tu un strop. Vă pup, o seară plăcută. Ce o seară frumos în seara asta. Deci ca să nu se supere Neluțu, te rog, o strofă. Eu? Cu mustața micinoasă m-ai făcut să plec de acasă. Să las mamă, să las tată, să mai fiu cu tine o dată. Așa e cântecul. Păi nu era pentru tine, era pentru domnul Neluțu. A, pentru Nelu. A, da. Deci știi ce urmează următorul meu cântec? Care? Mândră mai e soacră mea. Dar ăla cu dușmanii când e? Păi nu știu, când îl bagă băieți. Să mă anunțați pe mine când e ăla cu dușmanii, că am să-l dedic la niște oameni de bine. Alo? Să trăiesc, domnul Berger. Sper să nu fiu eu dușmanul ăla. Nu, nu, nu. Nu, sigur. Da. Așa. Domnul Berger, cântecul ăla cu... Aoleu, ce să mă fac eu, Doamne, eu să mărită merea mea. Îl mai știți? Pe mâna mea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea. Nu, nu știu, Mona, Doamne, nu ce-i Mona. Cu ea, ritmul nu, Mona, se zbate Mary. Ca... Nu, Mona, Mary, merea mea. Mary. Mary. Păi zici tu Mary în loc de Mona. Îl mai știți? Nu. Să vă aduceți aminte, iar referitor la chestia cu... șoferii de pe dubă, să știți că acum ați avea mari șanse, că au obosit ăștia cărând cu duba, nu ați mai cărat mineri cu salopete, ați cărat numai din aia cu cravate acum. Deci, ce spuneam eu acum vreo 4-5 ani? Mai bine săraș curat. Mai bine sparg o ceapă cu o bucată de șunculiță decât șmecher 10 ani și 50 de ani cu brățări. Nu! Da, ai văzut? Da, domnul Berger. Și vă salută și domnul Dan Popescu. Dar de ce nu dați televizorul mai încet? Să putem să ne înțelegem prin intermediul telefonului. Nu-i, telecomanda nu-i la mine. Nu, acum sunt pensionar, sunt bătrân și nu mai țin eu telecomanda. Aoleu, ce da. Să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Mary, se mărită merea mea. Se mărită merea mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Mea. Deci, îl mai țineți minte, nu? Păi vezi că ăla era... Da. Bine. Să trăiți, domnul Berger, o seară plăcută și doamna Ileana, sănătate. Sănătate. Tot ce vă doriți. Și din partea lui doamnei voi cu Simona și Marcel pentru mama dânsei, care plinește o frumoasă vârstă, doamnă, să vă dea Dumnezeu sănătate și Mona mi-a transmis un mesaj că vă iubește foarte mult. Și să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Alo? Salut, domnul Leo. Să trăiți. Lușu Voicu de deranjez. Nu se poate, Lușu Voicu. Consiler, dragă, consiler. Consil. La Bengești. Da, de ce nu-i spui lui doamna Ileana și cum te-au speriat aia pe Național TV? Te rog frumos, nu strica seara. Am auzit-o pe doamna Ileana Lăceanu prin 88, cântând la o nuntă. Mi-a plăcut foarte mult. Era la Popica Aurel. Din păcate a murit săracul de pancreatita. Deci nu strica emisiunea. Zici ceva vesel. Ceva vesel. Bă, ce să zic vesel? Intrai că să vă urez o emisiune plăcută și cât mai frumoasă. Și să vii alături de noi. Știi ce vreau să spun? Știu. Păi hotărăște tu dată, nu ți-e... Bine, sănătate și multe emisiuni plăcute. Bine, drăguțule, mersi bine. Mult. Hai, pa. Zona pastorală e cu noi în această seară. Este adevărat. Da. Îți place brânza, Ilanu? Foarte mult. Cum zisești tu, ceapă și cu șunculiță și eu cu brânzică. Brânzică? De-aia, de-aia de oaie adevărată. Bună-i laptele de oaie, toate oasele le moaie. Cum mai e mai departe? Nu știu. Alo? Tu ai textele tale, dragă. Alo? Da, vă rog. Mă numesc Ioan Sfira și Ioan de la Dănciulești. Cine? Ioan Sfira de la Dănciulești. Domnul Sfira, mai tare, puțin.
Cred că mă cunoașteți, am fost coleg de liceu, la numărul 4. La școală de corecție? La liceu de... De construcții. De construcții. Da. Este adevărat. Cât am dat eu cu mistrie acolo. Ați dat un piculeț și eu am dat cu piciorul în minge. Da, da. Păi, mă scrisese și eu la o echipă de fotbal atunci, pe timp, prin 79-80. M-am dus la o probă la Pandurii. Păi, tocmai acolo am jucat și eu. Și eu am dat gol în poarta mea. Vă știu foarte bine. Și mi-au zis băieții să... Hai, du-te la animalele tale. Da. Păi nu, că am confundat porțile. Da, da, dragul meu coleg. Chiar mă cunoașteți? Vă aduceți aminte de mine? Vorbim după emisiune, că... Are puțin amnezie. Are foarte... E puțin, puțin de dotare. Doamne, găsi nașul în seara asta, nu mai pot să mai vorbesc. De ce nu puteți să vorbiți? Păi am încercat să vă prind de mai multe ori. Am văzut emisiunea. Da? Da. Și acum ai reușit, drăguțule? Da, chiar am reușit. Așa. O dedicație muzicală pentru cei care au terminat liceul de construcție în 81. Da. Da. Și altceva. Multă sănătate pentru emisiunea care o prezentați. Multă sănătate la toată familia și la toată comuna Dănciulești. Mulțumesc, bun, domnul Berger. Atunci de Oanida. Comuna din Presatul Sârbești, Dețul Gorj, cu 2354. Sănătate. Mi-aduc aminte, făceam o dată gălăgie pe la poliție pe aici și iasă Toașu Carage odată pe hol. Bă, care face gălăgie? Uite, Belger ăsta. Bă, ce faci, băi, Belger? Ce să fac pe aceea? Bă, cum te cheamă pe tine? Cum îți mai zice? Belger Artur Leonida, Comuna Limpei, Statul Sârbești, Dețul Gorj, cod 1354. Și mi-a trimis proces verbal acasă pentru tulburarea liniștii publice. Da. Șmecher. Îmi dă mie amendă. A fost în glumă. Alo! Nu mai putea de râs după aia. Alo! Și după aia nu mi-am mai spus adresa. Da, vă rog! Alo! Da, vă rog! Bună seara! Bună seara! Alo! Da? Vreau și eu cu domnul Berger. Stați puțin! Eu sunt domnul Berger. Numai puțin, doamnă! Imediat. Da. Da, vă rog, Berger la telefon. Alo, domnul Berger? Da, da. Vreau să fac și o dedicație. Da, vă rog, mă vedeți? Mă vedeți? Da. Du-te mă aduc buletinul. Da. Eu sunt doamnă. Sunt băiat, nu sunt fată. Păi de o să știu eu, mă, puiule? Cât ce ne-ai, puiule? Pentru verișorul meu care face... Face? Ce face? Pentru verișorul meu care face 60 ani. Ce face? 17 ani. 17 ani. Da. Zi, mă. Zi, puișor. Pentru întreaga familia. În familie. Famiglia, familia. Cum te numești, puiule? Andrei. Andrei? Da. Și mai cum? Coste Constantin Andrei. De unde ești, puiule? Taci, mă, lasă copilul în pace. Din Târgu Jiu. Strada? Strada Albatrosului.
Albatrosului sau? Să nu vorbești prost. Să nu vorbești prostii că te-am înregistrat și direct amenda ți-o trimit acasă. Bârsești. Bine, drăguțule. Stai o seară minunată, domnișoară, băiatule. Mulțumesc la fel. Bine. Hai să ascultăm două melodii. Hai să, cu Ileana. Hai că nu mai rezist. Ca să intrai, dar bine nu fui intrat, că soacră mi-ai dat dracu. Mă grăbi, mă măritai, la socrin ca să intrai, dar bine nu fui intrat, că soacră mi-ai dat dracu. Mândră mai e soacră mea, părui lași pieptena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui lași pieptena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Dacă vreau a mă culca, strigă pe la ușa mea, ia mă tura, bat în geam, ăsta-i traiul care l-am. Dacă vreau a mă culca, strigă pe la ușa mea, ia mă tura, bat în geam, ăsta-i traiul care l-am. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Aș lucra s-o ajut pe soacră mea, dar când îi văd uitătura, acră îi ca murătura. Eu aș vrea și aș lucra s-o ajut pe soacră mea, dar când îi văd uitătura, acră îi ca murătura. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pietenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. O mai las o lună, două, și-apoi facem lege nouă. Nu e după cum vrea ea, și ca norosa. O mai las o lună, două, și-apoi facem lege nouă. Nu e după cum vrea ea, mai e și ca norosa. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă sutuie într-una. Dragii mei, o să luăm o mică publicitate, că am uitat să luăm publicitate, ne-am dus cu vorba. Ileano, tu faci cu necuratul. Publicitate.